trecut multă vreme și multă ploaie a spălat drumul Golgotei. Când ajungi atât de sărac încât să semeni cu Dumnezeu, ești greu de înfrânt. Un fapt divers și-a omorât, scriu ziarele, cu sânge rece singurătatea. Când l-au găsit era tot singur, dar mai liniștit. Pricepuse în fine că despre singurătatea lui n-a știut aproape nimic, iar despre dragostea lor cu mult mai puțin. N-a vrut să se apere când l-au dus în sala de judecată. Atât doar a spus. Era noapte, onorată instanță, eram beat cum niciodată n-am fost și nu mai țin minte decât că începuse, fără milă, să ningă. Aproape mort, am scris atunci pe zid cu un creion chimic Madenchina. Proștilor, oare când o să înțelegeți că diamantul se șlefuiește numai cu pulbere de diamant, iar apa numai cu pulbere de apă? Nu mi-am văzut copiii de câțiva ani și totuși sunt pe undeva pe aici, sub acoperișul aceluiași cer. Așa că îi rog să fumeze o țigară la bucătărie. Mi-e rușine să mor când e cineva prin preajmă. Știți, domnule, după ce ai încercat să te sinucizi și stai 2 zile și 3 nopți în frigider la morgă, apoi te întorci în lumea de aici, până și urăcăitul proștelor într-un lichean de plastic pare a fi un cântec de orgă. Și am să închei cu un poem scris la 4 mâini cu Mircea. Adică trimiteam pe SMS-ul. Așa a ieșit poemul ăsta. Ajuns în cele din urmă de consistența nisipului, îmbrățișa un castan la capătul străzii, întrebându-se fără să vrea, oare ce-o mai visa forfecuța din apă? Bravo!